Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre sultanele Nasride din Granada. Regatul Nasrid din Granada s-a format în secolele al XII-lea și al XIII-lea ca provincie, o cura a califatului Almohad, reușind să rămână ultima fortăreață islamică a Al-Andalus din anul înființării 1232 de către sultanul Muhammad I-ul Carrasco, 2009, pagina 397. Până în anul sfârșitului recuceririi peninsulare de către monarhii catolici în 1492. Aceasta este istoria sultanelor Nasride. Dinastia Nasrid, în spaniolă Nazari, a fost ultima dinastie musulmană din peninsula iberică care a condus Emiratul Granada din 1230 până în 1492. 23 de emiri au condus Granada de la întemeierea dinastiei în 1230 de către Mahomed I-ul până la 2 ianuarie 1492, când Mahomed al XII-lea a predat toate pământurile reginei Isabella I a Castiliei. Azi, cele mai vizibile dovezi ale dinastiei Nasrid fac parte din complexul Palatului Alhambra, construit sub conducerea lor. Dinastia fondată de Muhammad I-ul din Granada deținea un teritoriu care includea Granada, Jaén, Almeria și Málaga. Valencia, Xativa și Jaén au fost cucerite de creștini în timpul campaniilor Reconquista, iar nasrizii au fost transformați în vasali plătitori de tribut în 1243. Granada a continuat ca centru al culturii islamice. Nasrizii au format alianțe cu marinizii din Maroc, meșteșugurile nazare, cum ar fi lucrările textile, cum ar fi acoperirea cu ceramică, au folosit tehnici din secolul al IX-lea din Bagdad și au fost aplicate pentru fabricarea obiectelor de lustruire, mai întâi în Málaga, Mursia și Almeria, apoi în secolul al XV-lea în Manises. Acest stil de ceramică, produs mai întâi sub patronajul musulman, apoi creștin, a influențat stilul ulterior al ceramicii italiene colorate și vitrate, cunoscute sub numele de maiolica. De-a lungul secolului al XIV-lea, nasrizii sunt renumiți pentru arhitectura palatului lor, cum ar fi Alhambra, care a fost un produs al eforturilor lui Ismail I-ul și Muhammad al V-lea. În 1469, Ferdinand al II-lea din Aragon s-a căsătorit cu Isabella I a Castiliei, unind regatele creștine din Castilia și Aragon într-o cauză comună dedicată epurării islamului din peninsula iberică. Ultimul conducător Nasrid, Muhammad al XII-lea al Emiratului din Granada, a fost exilat la Fez, Maroc, în 1492, iar populației musulmane rămase i s-a acordat statutul de Mudehar. Cu toate structurile politice, antice sau actuale, dinastia Nasrid a fost urmată de momente de criză, dar și de mare excelență politică, economică și culturală. Și în ciuda ceea ce se crede popular, multe dintre acele momente au fost date grație intervenției protagonistelor noastre, care în atâtea ocazii au fost nevoite să acționeze ascuns în harem. În regatul Nasrid de la Granada, conceptul de putere politică și militară, ca și în restul lumii musulmane, a fost exprimat fundamental în calif și imam, termenele referindu-se la reprezentanții profetului, a căror misiune era divină, delegată de Allah prin Sharia, legea divină. Orice persoană care îndeplinea criterii stricte, guvernate de principiul excluderii, putea aspira la aceste titluri. Trebuiau să fie arabi și bărbați. Prin urmare, faptul că o femeie l-ar putea reprezenta pe Allah ca descendent al lui Mahomed era considerat o blasfemie, în ciuda faptului că pentru a dobândi aceste titluri era necesar să ne referim la genealogia creată de fiica profetului, Fatima, care ne arată importanța femeii strămoși chiar din originile islamului. Femeile puteau dobândi doar titlul de sultane sau malicas, regine, fiind mai frecvent să se folosească al doilea nume, pentru că se discută despre capacitatea femeilor de a dirija ceva minor. E de la sine înțeles că nici nu s-ar ține cont de candidatura lor la conducerea majorului. Astfel, pe plan local își puteau stabili autoritatea, dar aveau nevoie de un certificat de legitimitate, adică de binecuvântarea califală, care era imposibil de obținut din cauza negării ortodoxe a validității sale spirituale, văzută ca o încălcare istorică, care îl lăsa la mila altor pretendenți la tron, Mernissi 2014. Cu alte cuvinte, niciun calif sau emir nu le-a validat politic pe baza unor valori religioase și morale stricte, ceea ce le-a făcut să pară slabe în fața altor oponenți politici care ar putea câștiga mai repede sprijin social și militar. Capacitatea juridică a femeilor, în ciuda celor menționate, trebuie spus
că în mod legal femeile puteau acționa în mod liber, astfel încât să-și poată deține și gestiona proprietățile de la sine sub tutelă masculină. Acest aspect era guvernat de legea Maliki, una dintre școlile dreptului islamic, în special de legea Stemming, conform căreia femeile puteau moșteni cu scop endogamic, adică bunurile familiei rămâneau în nucleul dinastic. Această capacitate juridică s-a datorat contextului sociopolitic în care regatul Granada a fost cufundat încă de la începuturi. În primul rând a fost supus recuceririi, ceea ce a cauzat reducerea populației masculine, și în al doilea rând teritoriul care a fost practic devastat. Astfel, femeile de origine etnică diferită erau majoritare și necesare pentru păstrarea jurisdicțională a teritoriului. Pe de altă parte, din punct de vedere juridic, sfera feminină a acestui regat era împărțită în funcție de libertatea acestor femei, adică libere și sclave, a căror origine etnică, socială și religioasă era variată, ceea ce s-a reflectat în haremurile diferitelor regate care s-au întâmplat în cele două secole. Această libertate sau lipsa ei nu a fost cu adevărat un impediment pentru a deține puterea sociopolitică în cadrul regatului Nasrid din Granada, deoarece de-a lungul istoriografiei sale vedem câte sclave au devenit concubine ale emirilor în mai multe rânduri și dacă au avut fii sau fiice cu ei, au devenit concubine mame și prin urmare au reușit nu doar să urce social, ci să-și dobândească libertatea. De asemenea, trebuie remarcat faptul că unirea unui emir cu una dintre aceste sclave nu a fost dezaprobată social, deoarece poporul arab se considera descendent al lui Agar, sclava concubina lui Avraam sau Ismael, din a cărui unire a descins Muhammad însuși. În cazul femeilor libere din dinastia Nasridă însăși, acestea s-au îndepărtat de canoanele islamice într-un mod neobișnuit. În mod normal, la momentul căsătoriei, femeile islamice proveneau dintr-o descendență socială inferioară, dar femeile Nasride au fost în mai multe rânduri transmițătoarele nobilimii propriei descendențe, adică de-a lungul istoriei acestei cetăți musulmane, au existat numeroși emiri care au ajuns la putere datorită ascendenței lor feminine și nu masculine, realitatea zilnică a sultanelor. Realitatea acestor femei excepționale era supusă permisivității legii islamice că emirul putea avea maximum 4 soții legale, arabe și musulmane, și nesfârșite concubine arabizate și islamizate. Astfel, haremul era un mediu mic și divers în sensul integrării femeilor de diferite origini etnice, religioase și culturale. Doar emirul și rudele de sex masculin permise aveau acces la partea feminină a alhambrei, desfărțită de cea masculină, deoarece în acest harem se desfășurau funcții feminine, căutarea odihnei și a plăcerii, precum și un vehicul fundamental pentru perpetuare al neamului. Din acest motiv, valoarea fundamentală a fost modestia, motiv pentru care ar trebui mereu acoperite, ascunse de viziunea celorlalți ca semn de respect. În ciuda faptului că aceste căsătorii ale emirilor ar trebui să fie de preferință cu femei legitime, în special cu veri paterni, în scopul consanguinitic menționat anterior, restul uniunilor stabilite de acest suveran au fost cu concubine femei care, deși aveau descendență, nu a presupus stabilirea de legături exogame cu alte grupuri, întrucât ei înșiși fusese răsmurși din cercurile lor familiale pentru a fi importați și vânduți. Copiii născuți din aceste concubine erau la fel de legitimi ca și cei născuți dintr-o soție nasridă și prin urmare aveau drepturi succesorale, ceea ce a făcut ca aceste femei să se implice nu doar în mediul familial, ci și politic, reușit în mai multe rânduri să-și interpună copiii înaintea celor născuți dintr-o unire legitimă din punct de vedere dinastic. Astfel, soțiile legitime au fost cei mai puternici adversari ai concubinajului, deoarece au fost cele mai mari victime ale acestei situații, alături de drepturile de moștenire ale copiilor lor, care era susținută legal de anumiți juriști. Femeile nasride n-au devenit niciodată adevărate regine titulare din motivele expuse, dar s-au remarcat prin importanța pe care a avut-o sângele lor. Poate cel mai mare exponent în acest sens a fost Fatima, 659-1260, sora, fiica și nepoata regilor. Bunicul ei a fost Muhammad I-ul, primul emir al regatului Nasrid, tatăl ei Muhammad al II-lea și frații săi, sultanii Muhammad al III-lea și Nasr. Astfel, Fatima a participat la viața politică a mai multor generații. Căsătoria ei cu Araez sau Caudilio Malagan Abu Said Farai
Ea consolida fidelitatea față de noul emir, Muhammad al III-lea, iar din această căsătorie s-a născut cel care avea să fie un alt emir, Ismail I-ul, care a făcut apel la sângele regal al mamei sale pentru uzurparea tronului, așa cum era, motiv pentru care această nouă ramură domnitoare ar fi trebuit cunoscută sub numele de dinastia Fatima. Dacă ne concentrăm pe viața lui Fatima, există anumite aspecte extrem de demne de remarcat. Datorită importanței pe care tatăl ei, Muhammad al II-lea, înțeleptul, Al-Fatid, a acordat-o culturii, Fatima a fost educată împreună cu frații într-un mod excepțional. Încât sultana s-a remarcat ca scriitoarea Barnamai, repertorii biobibliografice, care i-a asigurat un rol de femeie înțeleaptă în istoria andaluză. Din acest moment, la începutul secolului al XV-lea, în ciuda situației conflictuale interne și externe, au început să se cunoască mult mai multe informații despre femeile acestui regat, inclusiv despre concubine, soții, mame, care s-au căsătorit cu diverse miri. În acest context, Fatima al-Hura sau nobila fiica lui Muhammad al V-lea a stat ca intermediar, care s-a asigurat că nu există tensiuni dinastice între fratele ei, emirul Muhammad al IX-lea stângaciul, și fiul acestuia, viitorul Yusuf al V-lea al Koho, datorită relației bune între nobila și fratele ei. În plus, această influență e prezentă în documentație, deoarece în 1444 Maria de Castilia, regia consoartă a regelui Alfonso al V-lea de Aragon, i s-a adresat direct în semn de felicitare pentru intervenția dinastică menționată. Pe de altă parte, merită remarcată dualitatea căsătoriei duble a lui Muhammad al IX-lea, care s-a căsătorit cu verișoara sa pe linie paternă, Umm al-Fat, și cu o sclavă, Zar al-Riyad. Umm al-Fat era fiica, soția și sora regilor, și potrivit surselor, ea a avut o mare influență asupra regelui din cauza armoniei ei sincere, așa că el nu decidea lucrurile fără ea, fapt care arată relevanța ei politică. În același timp, această preeminență a fost deținută și de Zar al-Riyad, deoarece după pierderea puterii de către soțul ei, cauzată de uzurpările puterii de către alți trei pretendenți la tron, ea a luat decizia de a-l asasina pe Ali al-Amin, vizir al unuia dintre acei uzurpatori. Aceasta a permis lui Muhammad al IX-lea să se întoarcă pe tron. În plus, se remarcă pentru că de la corona Aragonului i-au trimis mai multe scrisori. Astfel, marea participare a acestei femei în sfere atât de exclusive bărbaților este surprinzătoare. În al doilea rând, această situație e observabilă și în căsătoriile lui Muley Hassan, tatăl ultimului emir al Granadei, Boabdil El Chico. S-a căsătorit în primul rând cu Aisha, verișoara lui primară, și în al doilea rând cu Soraya, o captivă creștină. Deși sursele afirmă că Aisha era o femeie cu părere și curaj, soțul ei a manifestat un favoritism mai mare față de concubina lui și de fiul lor, lăsându-o să-l influențeze în astfel de cazuri, o modalitate care a ajuns să degenereze numeroase conflicte care au făcut ca diferite sectoare ale societății să nu-i mai fie ascultătoare și a reușit să-și legalizeze căsătoria atunci când a mituit diferiți judecători. Conflictul a ajuns într-un asemenea punct încât Soraya, pentru a-și pune fiul Sad pe primul loc în succesiune, e suspectată că a contribuit la moartea fiului lui Aisha, Yusuf. În plus, când emirul a murit, Soraya a rămas în Alhambra ca și consoartă sultană, în timp ce Aisha a avut grijă să salveze viețile copiilor ei, aducând-o pe Boabdil la putere în timpul războiului de la Granada. Această confruntare a provocat sfârșitul regatului Nasri de la Granada, deoarece a însemnat sfârșitul recuceririi de către castilieni, conduși politic de Isabela Catolica, care a realizat capitularea lui Boabdil după ce a semnat mai multe capitulări. După aceasta, descendenții acestei dinastii din Granada au făcut apel la sângele lor regal, transmis adesea de mamele lor pentru a denunța situația socioeconomică precară la care au fost supuși, fie în peninsula iberică, fie în exil, cum a fost cazul Donei Maria de Granada. Deja în secolul al XVI-lea, această femeie, nepoata lui Muley Hassan și a lui Soraya, a făcut apel și a justificat greutatea sângelui ei regal Nasrid pentru a face față celor mai mari dificultăți ale vieții, sărăcia și singurătatea. Concluzie, fără îndoială, viața și munca acestor femei e un domeniu extrem de necunoscut și azi, atât pentru specialiști cât și pentru curioși. Dar inevitabil e necesar să le cunoaștem pe aceste sultane și pe toate pe care nu am putut să le menționăm în acest material, pentru a înțelege mai complet și corect nu doar istoria regatului Nasri din Granada, ci și peninsula medievală, grație marelui rol politico-social pe care l-au jucat.
Aceste femei, ascunse în numeroase ocazii în spatele vălurilor fizice și sau sociale, au servit drept justificare pentru tronul granadan al copiilor și nepoților lor și chiar au fost, într-un fel, amintite de descendenților din secolele următoare, când descendența lor era deja practic înlăturată. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă sunt ca de obicei pe curând.